durat 7 ani să scriu scrisoarea perfectă. Tela, Tela! Hei, Scar! Îl și pe Julian, așa? Mă bucur să te văd, Scarlett. Stăpânul Caravaggiului. Te-ai răzgândit în legătură cu oferta mea? Nu, dar am o contraofertă. Poți să le iei pe toate. Nu-mi pasă. Te l-am vă mulțumit pentru asta. Exact asta mi-a spus și sora ta mai devreme. Unde este sora mea? Unde este Bela? Relaxează-te, roșuță. Sora ta e deja pe insulă. Normal că știu să not. Am trăit pe insulă toată viața. Unde-i sora mea? Bine ați venit la Caraval, cel mai mare spectacol de pe uscat sau de pe apă. Înăuntru puteți vedea mai multe minuni decât văd o grămadă dintre oameni într-o viață întreagă. Puteți sorbi magia dintr-o ceașcă și cumpăra vise într-o sticlă. Însă aveți grijă să nu vă lăsați impresionați prea tare. Visele frumoase pot deveni realitate, dar se pot transforma în coșmaruri când oamenii nu se mai trezesc. Tela, ce se întâmplă? Ce te-a costat? O zi din viață. Sunt o artistă. Nu-mi place că rochea ta are voință proprie. Nu pot să o desenez. Atunci va trebui să-mi arăți caietul tău. Atunci va trebui să-mi dai ceva în schimb. Ce? Mereu te gândești la ceea ce pierzi și nu la ce câștigi. Unele lucruri trebuie urmărite în detaliu, indiferent de preț. Vocea ta pentru intrarea în Caraval. Legend. Nimeni nu l-a văzut niciodată. Liniștește, Scar. Doar în mintea ta. Tela, oprește-te! Scuze. Nu pot.